Fraților, gata! Am spus tot ce era de spus despre pământ. E cazul să mergem mai departe. Hai să vedem 10 lucruri uimitoare despre Marte. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. 1. Peste 100.000 de oameni s-au înscris pe lista de pe care vor fi aleși cei care vor câștiga o călătorie pe Marte în anul 2022. Biletul e doar dus. E clar pentru toată lumea că nimeni nu o să se întoarcă. Nu vă entuziasmați prea tare, Dan Puric nu s-a înscris. 2. Pe Marte, apusurile de soare au culoare albastră. Partea bună e că ai deja filtrul pus când faci poze cu hashtag apus pe Marte, hashtag blessed. Partea proastă e că o să mori în curând de la radiație solară. 3. Un an pe Marte are 687 de zile pământești. Deci pe Marte, bunica mea ar fi o bunăciune MILF de doar 42 de anișori. Nu vă uitați așa la ea, e măritată. 4. Greutatea unui om pe Marte e cu 60% mai mică decât pe Pământ. Adică aș fi tot gras, dar șunculițele mi-ar pluti mai lin când alerg. 5. O zi pe Marte este cu aproximativ 44 de minute mai lungă decât cea de pe Pământ. Muncind pe Marte, aș avea și mai mult timp să nu fac nimic și să aștept salariu. 6. Populația actuală a planetei Marte este formată în exclusivitate din roboți. Sunt 7 roboți în total. Încă un motiv pentru care Klaus Iohannis ar fi un marțian ideal. 7. Cel mai mare munte observat de noi pe o planetă se află pe Marte și are o înălțime de 22 de kilometri. La baza muntelui e o întindere imensă de praf și pustietate. Dar la vârful muntelui e o întindere imensă de praf și pustietate ceva mai sus decât cealaltă. 8. Când am plinit un anișor pe Marte, roboțelul Curiosity și-a cântat singur melodia la mulți ani. Un fleac. Exact asta am făcut și eu anul trecut în timp ce plângeam în duș. 9. Conform NASA, ar costa aproximativ 18.000 de dolari să trimiți o scrisoare pe Marte. Din fericire, există opțiunea de leasing pe scrisoare, în care plătești un total de 50.000 de dolari, dar eșalonat în 700 de rate pentru tot restul vieții tale amărâte. Și 10. În 1997, 3 bărbați din Yemen au dat în judecată NASA că a invadat planeta Marte pe care o moșteniseră ei de la strămoșii lor în urmă cu 3.000 de ani. În cazul ăsta, și ăia de la pensiunea Târnopela de 3 margarete trebuie să-mi returneze banii, pentru că știu de la Barbu Ștefănescu de la Vrancea că Ștefan cel Mare a spus că Moldova e a mea. Vă las răgați până duminică să vă cărați de pe moșia mea. Am de gând să plantez panseluțe acolo. Vă mulțumesc foarte mult! Cam atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!